Și eu am luptat în Est, sau 10 ani în lagărele sovietice. Indiferent despre care dintre cele două titluri de cărți vorbim, povestea din ele este una plină de emoție, suferință, deznădejde, dar și dorință și speranță că războiul și chinul din lagăre se vor termina și că autorul lor, Gheorghe Netejoru, se va întoarce la cei dragi lui. Născut în 1922 în comuna Băneasa din județul Giurgiu, Gheorghe Netejoru a avut o viață așa cum putem vedea doar în filmele de război. De la lupta din Est, până la anii petrecuți în lagărele sovietice și până la clipa în care și-a revăzut iubirea pe Paula Manolescu, cea care avea să-i devină și soție și cea care l-a așteptat timp de 10 ani să revină în viața ei. Toate acestea, dar și multe altele, sunt povestite de generalul Gheorghe Netejoru în cele două cărți, Și eu am luptat în Est și 10 ani în lagărele sovietice. Reeditarea acestora a fost realizată anul trecut de jurnalistul Gelu Prebenel în colaborare cu Biblioteca Județeană Ia Pasarabescu și Consiliul Județean Giurgiu. Marți 21 iunie 2022, în ziua în care generalul Gheorghe Netejoru ar fi împlinit 100 de ani, cele două cărți au fost lansate în comuna în care acesta s-a născut. Avem alături de noi pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul președinte Dumitru Beanu, doamna director la Biblioteca Județeană, doamna Daniela Bardan, și în această zi festivă pentru comuna noastră în care se împlinesc 100 de ani de la nașterea domnului Gheorghe Netejoru, veteran de război, președintele Asociației Veteranilor de Război, lansăm în comuna Băneasa două cărți, Și eu am luptat în Est și cartea 10 ani în lagările sovietice. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc copiilor de la Școala Generală Marime Țiculescu. Prezent la deosebitul eveniment care a avut loc marți 21 iunie pe esplanada primăriei comunei Băneasa a fost și președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beanu. Mulțumesc copiilor că și-au făcut timp și că este vacanță. Le promit că nu o să regreseze ziua de astăzi. Evident că suntem onorați să avem atâtea susținători ai culturii în comuna Băneasa. Mulțumim și presei. O să vă mai răspățăm cu astfel de evenimente, dar nu foarte des, că este totuși o perioadă cu temperaturi foarte mari. Cele două cărți reeditate fac parte din colecția Biblioteca Giurgiuveană, iar evenimentul de lansare al lor a făcut parte din proiectul derulat de Consiliul Județean Giurgiu în colaborare cu instituțiile culturale-artistice din municipiu, Caravana Culturală Giurgiuveană. Cele două cărți pe care le lansăm astăzi la dumneavoastră la Băneasa sunt 10 ani în lagărele sovietice și al doilea volum Și eu am luptat în Est, ambele scrise de Gheorghe Netejoru. Vreau să vă spun că ambele volume sunt apărute în colecția Biblioteca Giurgiuveană. Ambele volume sunt finanțate din bugetul Consiliului Județean Giurgiu, din dorința de a nu se acoperi cu vălul uitării întâmplările și oamenii de atunci, am reeditat în această colecție aceste volume. Printre oamenii care au avut onoarea de a-l cunoaște pe generalul Gheorghe Netejoru s-a numărat și jurnalistul Gelu Prebenel. Anul trecut ne-am gândit să îl comemorăm pe domnul Netejoru. Am obținut finanțare pentru carte, am tipărit cartea și am așteptat un moment, acest moment deosebit. Eu l-am cunoscut pe domnul Netejoru în urmă cu aproape 30 de ani, eu ca tânăr jurnalist, dumnealui venind după o viață foarte încercată, după război, după 10 ani în lagărele sovietice, după încă 30 și ceva de ani de prigoană comunistă, dacă vreți, a trebuit să aștepte acești 32 de ani ca să poată să scoată primul volum memorialistic al dumnealui, din dorința de a spune lucrurilor pe nume, de a spune adevărul și mai ales din dorința reușită până la urmă de a lăsa o carte document. Nu este o carte de literatură, este o carte scrisă punct cu punct, o carte documentară. De-a lungul timpului, jurnalistul giurgiuvean a reușit să se apropie din ce în ce mai mult de generalul Netejoru și astfel au luat naștere mai multe proiecte jurnalistice, printre acestea numărându-se o serie de interviuri, 16 la număr, realizate la Giurgiu Express. Apoi, la prima televiziune din orașul Giurgiu, Tecnosat, tot Gelu Prebenel a fost jurnalistul care a reușit să realizeze cu generalul Netejoru 10 episoade, în cadrul cărora acesta a vorbit despre viața pe care a avut-o. Din toate cele povestite, jurnalistul a fost marcat de o frază pe care generalul i-a spus-o și pe care, cel mai probabil, nu o va uita vreodată în această viață. Într-un interviu, domnul Netejoru
a rostit câteva cuvinte care m-au urmărit toată viața. A spus să nu-ți dea Dumnezeu cât poți să duci. Cam asta a fost viața domnului Netejoru. Soarta i-a fost, n-a fost generoasă cu dumnealui. Știți cu toții ce s-a întâmplat, a plecat în război. După 1944, la modul Mărșav, au fost scoși din țară, mai ales elitele românești și mai ales ofițerii. Domnul Netejoru a ajuns în Siberia, unde a stat 10 ani, a trebuit să moară Stalin ca să se întoarcă în țară. Întors în țară, a mai stat 3 luni într-un penitenciar de tranzit. A ajuns în gara Progresul cu un geamantan în care avea un plovor și câteva sculpturi din os. Și când s-a dus la casa de bilete, s-a întors cineva-i furase geamantanul. Deci s-a întors acasă cu mâna goală, bineînțeles că a zâmbit în gara Progresul. După ce-i fuseseră furați 10 ani din viață, ce mai conta un geamantan. Trebuie spus că în ultimii 5 ani de detenție, domnul Netejoru n-a mai putut scrie acasă, deci nici dumnealui, nici prietena dumnealui cu care ulterior s-a căsătorit și care l-a așteptat 10 ani, n-au primit 5 ani de zile niciun fel de veste. A ajuns la Băneasa în iarna lui 54, erau zăpezile 2 metri atunci, a trebuit să mai aștepte câteva zile să oprească zăpada, nu s-a oprit și a plecat pe jos pe calea ferată la prietena sa, la Giurgiu, pe strada Păcii, la numărul 10, unde a și locuit până la finalul vieții. 100 de ani de la nașterea generalului Gheorghe Netejoru, clipa marcată prin lansarea celor două volume, un eveniment de la care atât colonelul în retragere Ștefan Manea, președinte al Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala Giurgiu, cât și colonelul în retragere Tudor Cristea, președinte al filialei județene Giurgiu, cultul eroilor Regina Maria, nu aveau cum să lipsească, dar mai ales nu aveau cum să nu le povestească celor prezenți despre cum au ajuns aceștia să-l cunoască pe generalul Gheorghe Netejoru. L-am cunoscut pe dânsul în 1991, când Comisia de Întocmire a Dosarelor pentru Veteranii de Război se făceau la centrul militar, în cadrul centrului militar. De atunci ne-am cunoscut. În 2005 am fost chemat personal de dânsul de a lucra în birou veteranilor de război pe funcția de secretar, urmând ca în martie 2012 să-l înlocuiesc pe dânsul, întrucât din probleme de sănătate s-a retras. Despre lucrările dânsului vă pot spune că sunt cunoscute și în Statele Unite ale Americii, au fost expuse lucrările la Cercul Militar Central și a primit un premiu magazin istoric. Iar despre asociație, ce să vă spun? Au fost 26.000 de bărbați și femei, iar la ora actuală mai sunt 8 bărbați și 230 de femei urmași. Despre întâlnirea cu domnul Netejoru, la mine s-a întâmplat altfel. Până în anul 2001 n-am știut nimic de dânsul. În 2001 eram consilier municipal, am aprobat finanțarea cărții și după câteva luni am găsit pe masa fiecărui consilier această carte, 10 ani în lagărele sovietice. N-am avut timp atunci să mă uit în carte, dar când am ajuns acasă, pe la 8, așa m-am apucat să o citesc, iar la ora 2 noaptea am terminat-o. Am rămas foarte impresionat și câteva ore nici n-am putut să dorm. Atunci mi-am propus să-l găsesc pe acest om și să discut cu dânsul. Revenind la întâlnirea cu domnul Netejoru, m-am dus la CMJ-ul, am spus cine... Nu eram președintele filialei județene, eram vicepreședintele Asociația Națională a ofițerilor în rezervă și retragere. M-a primit, mă uitam la dânsul din punctul de vedere al militarului și căutam să îl studiez. Pe din afară nu se vedea nimic, era un om obișnuit ca noi toți. Rănile care le avea în suflet, rămase în urma celor 10 ani de lagăr,
numai dânsul le simțea și numai dânsul putea să le știe. S-a arătat foarte jovial. Era încântat de faptul că cei de la Asociația Națională Cultul Eroilor îi trimiteau la fiecare număr România Eroică, mi-a și arătat-o. Mi-a dat monografia Asociației Naționale a filialei pe care dânsul o conducea și a rămas de atunci să schimbăm informații, mai ales că și pe linia dânsului veneau informații despre eroii noștri. La vremea respectivă se punea problema eroilor de la cimitirul Țiganca. Acum, despre generalul Netejoru aș putea să spun că a fost unul dintre militarii care și-au păstrat jurământul depus și care au apărat onoarea Armatei Regale Române. Vedeți, dumneavoastră a avut în mai multe rânduri, în vreo 4 rânduri, posibilitatea de a scăpa de aceste lagăre. Dar el nu și-a părăsit niciodată camarazii. Printre oamenii care au citit cărțile s-a numărat și inginerul Comunei Băneasa, domnul Ștefan Bărăscu, cel care le-a povestit celor prezenți la eveniment despre emoția pe care a simțit-o atunci când a citit, dar și despre faptul că și lacrimile și-au făcut apariția. Am citit această carte cu lagurul, cu lupta din Est și îi spuneam unei colege că am plâns, la care i-am spune și eu, pentru că ca localnic, ca om cunoscător al locurilor, am simțit toată emoția, tot ceea ce a vrut să transmită. Mergeam acasă, pe strada unde stau eu, a fost și casa dumnealui, a părinților dumnealui, a preotului Netejoru. Netejoru în Băneasa a reprezentat un nume de referință. Nu există bănesar care să-l fi cunoscut pe preotul Netejoru să nu aibă cuvinte de laudă despre marea lui capacitate de a fi uman, de a înțelege oamenii, de modul cum îi ajuta. Lucru care s-a transmis mai târziu și la Gheorghe Netejoru. Evenimentul nu putea să fie unul complet fără cuvintele venite din partea a doi din cei mai cunoscuți istorici pe care județul Giurgiu îi are, Emil Păunescu și fostul director al arhivelor din Giurgiu, Damian Ancu. 21 iunie 1922 se naște aici la Băneasa Gheorghe Netejoru. 10 mai 1942, deci peste 20 de ani, tânărul Gheorghe Netejoru primește gradul de sublocotenent în cadrul unei ceremonii festive la care au participat regele Ferdinand și generalul Ion Antonescu. 9 mai 2006, adevărata zi a independenței, colonelul de brigadă în retragere, Gheorghe Netejoru, a fost înaintat la gradul de general cu ăstea, general major, general de brigadă, decretul fiind semnat de către președintele de atunci, Ion Iliescu. Un ultim reper cronologic, 2008, 10 august, generalul în retragere cu ăstea, Gheorghe Netejoru, este decorat cu medalia Virtutea Militară clasa a 3. Am participat cu plăcere la evocarea generalului Gheorghe Netejoru, fiu al Comunei Băneasa, care, dacă Dumnezeu ar fi dorit, ar fi împlinit astăzi 100 de ani. Am participat la invitația Bibliotecii Județene Ioan Alexandru Basarabescu pentru lansarea a două dintre cărțile scriitorului
Gheorghe Netezoru în colecția Biblioteca Giorgioveanu. Reeditări ale unor cărți apărute în timpul vieții lui. Emil Păunescu a vorbit și despre legătura dintre familia Netejoru și părintele spiritual al Bibliotecii Județene din Giurgiu, Ioan Alexandru Pasarabescu. O personalitate pe care am avut onoarea să o cunosc și care este legată printr-o serie de fire nevăzute, atât de numele patronului bibliotecii, scriitorul Pasarabescu, cât și de unul din primii scriitori cunoscuți ai lumii, de Homer. Cum anume? E simplu. Tatălui Gheorghe Netezoru, preotul Ion Netezoru din Băneasa, nu a fost un oarecare popă de țară. A fost un om cult, coleg la gimnaziu din Giurgiu, pe vremea când nu aveam liceu în orașul Giurgiu, cu celebrul director Savin Popescu. Și amândoi au ales, și nu numai ei, și alți giurgiuveni au făcut lucrul ăsta, să meargă mai departe la treapta superioară a liceului, nu la liceele din București, ci la un liceu celebru în țară, Sfinții Petru și Pavel din Ploiești. Motivul pentru care au mers la Ploiești și nu la București este simplu. Băiatul fostului secretar al primăriei din Giurgiu, scriitorul Ioan Alexandru Pasarabescu, era profesor acolo. Deci Ion Netezoru l-a avut profesor de geografie pe Pasarabescu. A terminat liceul, a făcut și o facultate, nu s-a mulțumit cu facultatea civilă și a mers și la teologie, deci era un preot care avea două facultăți și un suflet de aur, așa cum mai spun și astăzi unii din cetățenii comunei Băneasa. Ce legătură are Netezorul cu Homer? Simplu. S-a logodit cu Paula Manolescu din Giurgiu înainte de a pleca pe front. A căzut prizonier, a suferit 10 ani în lagărele sovietice și o adevărată Penelopă modernă, deci Odiseea lui Homer, așa cum Penelopa l-a așteptat pe Ulise, Paula l-a așteptat pe Gheorghe. S-au căsătorit, au avut 2 copii, un băiat care i-a adus nepoții, este la Pitești, și o fată care la rândul ei s-a căsătorit și are copii, numai că puțin mai departe, în Australia. Iată povestea familiei Netezoru, iată relațiile între scriitori de pe toate continentele și din toate timpurile. Evenimentul s-a încheiat cu o activitate dedicată copiilor prezenți de la Școala Gimnazială Marin M. Țiculescu. Micuții au participat la atelierele de creație organizate în vecinătatea primăriei comunei Băneasa de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu.